1 Samuel, capitolul 24 Când s-a întors șaul de la urmărirea peliștilor, au venit și i au spus, iată că David este în pustiul Engedii. În șaul a luat 3000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Iahua zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Shaul. După aceea inima îi bătea, pentru că tăiase colțul hainei lui Shaul. Și a zis oamenilor săi, să mă ferească Iahua să fac împotriva domnului meu, care este unsul lui Iahua, o așa faptă ca să pun mâna pe el, că cel este unsul lui Iahua. Cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Shaul. Apoi Shaul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. După aceea David s-a sculat și a ieșit din peșteră. El a început să strige atunci după Shaul. Împărate, domnul meu! Shaul s-a uitat înapoi și David s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Iahua te dăduse astăzi în mâinile mele, în peșteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe domnul meu, căci este unsul lui Iahua. Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis. Să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta. Totuși tu mi-ai curse ca să-mi iei viața. Judece Iahua între mine și tine și Iahua să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Răul de la cei răi vine, zice ei, vechea zicală, de aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Împotriva cui a pornit împăratul lui Israel? Pe cine urmărești tu? Un câine mort? Un purice? Iahua va judeca și va hotărâ între mine și tine. El va vedea, el îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Shaul, Shaul a zis, glasul tău este fiul lui David? Și Shaul a ridicat glasul și a plâns și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu ți-a bunătatea cu care te porți față de mine, căci Ahua mă dăduse în mâinile tale și nu mai ai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Iahua să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Acum iată, știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jurăm dar pe Iahua că nu vei nimici sămânța mea după mine și că nu vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Shaul, apoi Shaul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit.